Salutare, sunt Mihai de la Waterboys și împreună cu prietenii de la Novum by the Sea am oferit României primul patinoar eco din Europa situat pe o plajă. Bun găsit la un nou episod al podcastului nostru Ghidul Primărilor, vocea administrațiilor publice. Sunt Ioan Chioreanu și vă salut cu prietenie. Discutăm din nou despre comunități, despre modul în care se dezvoltă și progresează comunitățile noastre. În podcastul nostru de astăzi vorbim despre sport, despre cum sportul și activitățile în aer liber pot modela starea de spirit dintr-o localitate, despre bucurie, despre relaționarea directă, despre sănătate, despre râsetele copiilor, bucuria lor, a părinților și a bunicilor, vorbim despre agrement. Asta nu înseamnă chermeze și festivaluri cu formații pe scenă și mici pe grătar. Trebuie și acestea, ok. Dar vorbim despre o soluție propusă de compania Waterboys România, lider pe acest segment de agrement din România, cu multiple proiecte derulate și validate pe piață, apreciate în toată țara. Invitatul nostru este domnul George Toda, președintele și directorul general al companiei Waterboys România. Bună ziua! Bună ziua! Domnule director, felicitări! Ca și început, poate cel mai important lucru din oferta dumneavoastră este un patinoar, fără consum de energie electrică și fără consum de apă. Pare o soluție așa de perpetuum mobile, cum ar spune fizicienii, iar cum spunem noi ardelenii, mă, așa ceva nu se poate. Cu toate acestea, pe litoral ați făcut un astfel de patinoar la complexul de lux Novum by the Sea și am văzut un tânăr, l-am văzut pe Mihai pe YouTube, patinând vara în tricou cu mânecă scurtă pe o terasă deasupra plajei. Haideți să vorbim despre acest proiect care a pus România pe harta Europei. Din acest punct de vedere, este primul patinoar din Europa de Est care funcționează vara și oamenii se bucură și au zâmbetul pe față și au posibilitatea de a face sport, agrement, mișcare în aer liber în orice anotimp, în orice moment al anului. Așa este. Vă mulțumim pentru apreciere. Într-adevăr, pare desprins din povești un patinoar așa fără gheață convențională, să spun, fără sistem de răcire. Însă tehnologia a atins niște cote atât de ridicate încât a permis conceperea unei suprafețe de glisare ecologice, care să oferă o senzație de alunecare extrem, extrem de apropiată de cea naturală, de gheața naturală. Această tehnologie nu este chiar nouă ca și principiu. Ea a apărut de câțiva ani, însă acum aș putea să spun că este perfecționată. Deci cred că aș putea afirma că este la cele mai înalte cote de calitate din câte a existat până acum. Cel puțin producătorul cu care noi lucrăm furnizează cea mai bună calitate de suprafață sintetică, iar noi la rândul nostru putem să oferim cea mai bună alunecare de pe piață. Cu asta ne putem lăuda, să spun așa. La Novum, în Olimp, a fost într-adevăr o premieră, primul patinoar ecomontat pe o plajă din Europa, iar patinatorul din imagine este de fapt Alex Dimceac. MC-ul, pot să spun așa, era Mihai, a.k.a. Psihotrop, cum este el cunoscut în media. Iar Alex Dimceac, patinatorul, este un sportiv de performanță. El face patinoar de performanță. Iar feedback-ul lui, după ce a testat patinoarul, a fost un mix de uimire, cu încântare și plăcere. Imaginați-vă că pentru prima dată în viața lui patina într-un cadru perfect. Vara, natură, pe o terasă exact deasupra mării, având marea în față, nu știu dacă ce își putea dori mai mult decât atât. Da. Ce am văzut eu în acest filmuleț, imediat o să îl și includem în interviul nostru, o să-l difuzăm, la acest patinoar se pot folosi patine reale, obișnuite, exact ca patinele clasice de iarnă. De fapt, patine clasice.
Patinoarul nu necesită compresor, pompe, țevi, racorduri. Funcționează pentru că, iată, funcționalitatea sa depinde și este dată de compoziția plăcilor speciale care se montează ca și podea. Povestiți-ne puțin despre acest lucru. Cum funcționează suprafața de glisare, de alunecare? Iarăși, e un lucru interesant. Mărturisesc, și eu am fost Toma Necredinciosul. M-am uitat de 3-4 ori, nu mi-a venit să cred. Soare, temperaturi pozitive de cât erau, 25-26 de grade erau și omul patina deasupra, pe o terasă deasupra mării, lejer, frumos, armonios. Da. Exact ca și în video, se poate vedea că patinatorul purta patine normale. Acest lucru accentuează senzația de culisare. Cât despre sistemul de cilere și țevi, uitați de acest lucru. Patinul este alcătuit din niște plăci fabricate dintr-un compozit, un mix între polietilen alimentară, marmură reciclată și sticlă reciclată. Aceste componente conferă atât rezistență cât și acea senzație de alunecare. Secretul acestui mix, cât și faptul că suprafața se autolubrifiază, pentru că așa funcționează, a condus practic la acest succes al nostru în rândul clienților. Bun, prin urmare, nu este nevoie de alimentare cu energie electrică și apă. E un lucru foarte important, extrem de important, mai ales în contextul actual, acesta al crizei energetice pe fondul conflictului din Ucraina. Vă dați seama că ne bucură foarte tare faptul că putem să oferim în continuare bucurie și fericire copiilor într-un mod responsabil, aș putea să spun. Da, domnule director, unde mai lucrați, unde mai montați astfel de patinoare? Acest film a fost făcut în 2021, de atunci care au fost proiectele terminate, finalizate și derulate de dumneavoastră? Între timp a fost o surpriză să fim contactați de Hotel Peștera din Bucegi. Soția domnului proprietar este de asemenea a fost patinatoare de performanță și acolo am livrat un patinoar. Feedback-ul a fost de acolo pozitiv, mai mult decât pozitiv. Puteți să intrați pe pagina de Facebook a hotelului și veți vedea acolo mai multe videouri. Între timp vara am mai semnat niște contracte și iarna aceasta veți avea o surpriză. Ne veți vedea în foarte multe dintre orașele țării, unde patinoarul nostru cu siguranță că va face senzație și va bucura copiii. Repet, într-un mod responsabil, fără a consuma energie electrică și apă. E interesant. Propuneți două variante. Cumpărarea unui patinoar sau închirierea lui? Așa este. Venim către administrațiile locale, precum și către mediul privat, cu două variante, de închiriere și de vânzare. Sau, mai există și o a treia, să spun așa, este o închiriere cu posibilitate de cumpărare ulterioară. Un fel de leasing. Oarecum, am putea spune că acea chirie plătită de client în perioada respectivă se poate deduce ulterior din prețul de vânzare, ceea ce considerăm noi că este un avantaj enorm pentru un agent economic. Oferim un pachet complet ce se compune din, evident, suprafața de culisare, mantinelele acelea premium din aluminiu cu plexiglas, rastele, patine, mașină de curățat, mașină de polișat, mașina de ascuțit patine, absolut tot ce are nevoie de un operator ca să poată funcționa cu succes pe o perioadă de, nu știu ce să spun, și atât scurtă cât și lungă. Vă rog. Totuși, există costuri de mentenanță. Haideți să vorbim despre mentenanța acestui sistem. Mentenanța tinde către zero, aș putea să spun. Imaginați-vă că patinoarul acesta are o garanție de 12 ani și o perioadă de viață de aproape 20 de ani, dacă nu mai bine. În afară de o curățire și de o întreținere normală, ca pentru orice lucru trebuie să-l curățăm puțin, altceva nu avem ce să-i facem acestui sistem. Pentru că vorbim doar despre niște plăci care se îmbină între ele foarte bine, printr-un sistem
este patentat de firma cu care noi lucrăm, de producătorul cu care noi lucrăm, nu are elemente în mișcare, nu are sisteme electronice, electrice, nu există astfel de componente. Prin urmare, v-am spus, mentenanța tinde către zero și poate fi folosit tot timpul anului. Ceea ce mi se pare deosebit de interesant este că acest proiect de agrement, de divertisment, este finanțat și prin fonduri nerambursabile europene și aveți peste 20 de astfel de sisteme livrate prin programul național Startup Nation și se adresează, un program ce se adresează tinerilor întreprinzători și chiar și în această direcție oferiți consultanță și ajutor și ghidați administrație publice pentru a accesa astfel de fonduri sau a derula astfel de proiecte. Da, într-adevăr, am fost pionierii programului Startup Nation, în sensul că am furnizat echipamente către cel puțin 60-70 de companii, oh, doar prin acest program, da, mult mai multe decât de 20, prin cele două ediții care s-au încheiat deja. Știți că a mai fost o ediție care, pentru care doar ce s-a terminat depunerea proiectelor. Aici însă codul CAEN necesar accesării, să spun așa, acestor echipamente, nu am mai primit un punctaj atât de mare, dar s-ar putea să avem câteva surprize. Clienții noștri au depus totuși în speranța că vor primi această finanțare. Experiența noastră și consultanții cu care lucrăm ne-au adus o rată de succes de peste 90% în ceea ce privește fondurile europene, nu numai Startup Nation, pentru că echipamentele de agrement au fost eligibile prin foarte, foarte multe măsuri de finanțare europeană, precum și prin aceste ajutoare de stat, precum Horeca 1, Horeca 2, ele sunt absolut eligibile prin, să spun așa, 80% din măsurile de finanțare europeană. Da, ceea ce mi se pare interesant, mai aveți încă, pe lângă acest patinoar, o ofertă bogată de sisteme modulare, complexe pentru exterior și interior, pentru parcuri și zone de joacă ale copiilor. Și mă gândesc că o administrație locală, o primărie dintr-un oraș, ar putea să instaleze astfel de soluții în grădinițe sau în săli pe care să le folosească și în sistem after school. Copiii merg la școală până la 12, până la 13, iar pe urmă, când îi iau părinții, au un spațiu de joacă unde să se desfășoare. Sigur că da. Este chiar o idee bună. Nu știu dacă în sistemul de after school existent în prezent se pune accent și pe educația fizică, să spun așa. Cunoaștem că se fac activități la after school, dar nu știm cât de mult se orientează și către această mișcare. Am putea să inițiem această idee și să o propagăm, să vorbim cu cadrele didactice și cu responsabilii din administrația locală, pentru că până una alta copiii stau mult mai mult în fața calculatoarelor, a telefoanelor și în săli de clasă și ne vom trezi în 3-4 ani de zile la probleme grave de sănătate. Și așa avem probleme de sănătate. Este adevărat. Este adevărat. De aceea noi tot facem campanii, tot încercăm să schimbăm această mentalitate și să scoatem copiii afară la joacă, pe scurt. Avem aceste sisteme de joacă, putem să le spunem modulare, unele dintre ele, care se adresează atât mediului interior cât și exterior. Important este până la urmă copiii să facă mișcare. Dacă clima nu ne permite să stăm numai afară, ok, se pot monta și în sălile de joacă, în sălile de sport, se pot demonta ulterior ușor. Important este ca toți copiii noștri să facă mișcare, să crească armonios. În călătorile mele în orașele europene am văzut în parcuri aparatură fitness, de care aveți și dumneavoastră și o aveți în portofoliu și o oferiți clienților. Din nou, aceste aparate de fitness sunt extrem de apreciate și am văzut sportivi, oameni simpli, oameni care lucrează la birou, nu merg neapărat la sală, își pun căștile în ureche și fac abdomene sau fac flotări sau ridicări, expandări pe aceste aparate. Este adevărat. A luat amploare acest fenomen în ultima perioadă, evident, vine dinspre vest, și anume mișcarea aceasta în aer liber, inclusiv a adulților. Și nu numai pe convenționala bicicletă, să spun așa, cum se făcea până acum, ci cu ajutorul acestor echipamente de fitness urban,
le spunem noi, sau de calistenic. Este acel sistem de bări, exact, mare, da, situate la o înălțime mai mare sau mai mică, care permite efectuarea unei game foarte diversificate de exerciții. Și este o alternativă extraordinar de bună la sala convențională, sala de fitness convențională. Nici nu costă nimic, este și mult mai benefic organismului. Gândiți-vă că inspiră aer curat sportivul respectiv și atunci sunt numai și numai beneficii. Da, în portofoliul nostru există aceste echipamente de toate felurile, de toate variațiunile. Suntem pregătiți să le oferim tuturor administrațiilor dacă există interes pentru acest lucru. Încă un aspect extrem de important. Legislația europeană este foarte severă. Toate aceste echipamente, atunci când este vorba de copii și activități în aer liber, trebuie să fie omologate, avizate din punct de vedere al siguranței. La acest capitol, ce ne puteți spune? Exact, da, într-adevăr, aveți dreptate. Sunt norme care trebuie respectate, standarde care trebuie respectate cu privire la echipamentele de joacă. Cel mai cunoscut dintre ele și cel care se aplică în Europa este N1176 și 1177, care reglementează echipamentele de joacă și suprafețele de contact. Fitness-urile, spre exemplu, trebuie să se supună unui alt standard, este IN 65630. Skateparkurile au un alt IN. Noi oferim și astfel de echipamente, skateparkuri sau pump trackuri în pistă pentru biciclete, pentru rolere, pentru skate-uri și așa mai departe. De fiecare echipament trebuie să se supună și să respectă anumite standarde. Evident, echipamentele pe care noi le oferim sunt în conformitate cu aceste standarde. O întrebare personală, domnule director, câți ani aveți? 37. Mulți ani înainte. Așadar, la 37 de ani ați ajuns să conduceți o companie care este lider pe poziția aceasta de agrement în România și veniți cu una dintre cele mai revoluționare sisteme. Sunteți în plină ascensiune, sunteți omul care propune administrațiilor publice și comunităților locale aceste soluții de agrement de mișcare în aer liber. Un lucru care este cerut de oameni, este cerut de comunități, este nevoie de o reașezare a mentalităților noastre. Este mare cerere. Veți face față cererii? Sincer să fiu cu dumneavoastră, mai mult de jumătate din stocul nostru de patinoare, că am vorbit despre ele cel mai mult, deja este contractat. Contractat, exact. S-au semnat deja contractele și ne-a depășit așteptările. Nu ne așteptam ca până la 1 noiembrie deja să avem acest succes. Evident, încercăm să ne reîmprospătăm stocurile și să facem față cu brio cererii. Noi așteptăm pe toți cei din administrație și din mediul privat, evident, să ne contacteze și cu mare drag îi putem servi în limita stocurilor noastre, să spun așa. Ghidul primăriilor are vreun rol în acest succes al dumneavoastră? Pentru că v-am promovat, am pariat pe dumneavoastră și după cum am aflat, imediat după ce informația a fost promovată de ghidul primăriilor, telefonul dumneavoastră s-a înroșit. Așa este. Nu cred că a fost o simplă coincidență faptul că, într-adevăr, după ce s-a publicat materialul în revista dumneavoastră, au început să apară și mai multe cereri, aș putea să spun, și într-adevăr din partea administrațiilor locale. Nu vreau încă să le divulg, dar dacă ne veți urmări pe Facebook-ul nostru sau pe site-ul nostru, vom posta acolo, o să vedeți, avem câteva surprize, câteva orașe cheie unde se desfășoară târguri de Crăciun foarte frumoase din țara noastră. Da, și așa veți că vă mulțumim pe această cale, chiar ați contribuit la succesul nostru. Vă mulțumim mult de tot. Și veți fi pe coperta următorului număr al revistei noastre, Ghidul Primăriilor, vocea administrațiilor publice. A fost alături de noi domnul George Toda, președinte și director general al companiei Water Boys din România. Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! Sunt Ioan Chioreanu, ați urmărit un podcast realizat de Ghidul Primăriilor, vocea administrațiilor publice. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim spor și succes în toate proiectele pe care le aveți, zile senine. Și nu uitați, România poate merge înainte doar prin implicarea noastră a tuturora, a fiecăruia în parte, a fiecărei comunități mici sau mari,
care își dorește o dezvoltare sănătoasă, firească și sustenabilă. Zi bună! Zi bună!